din bine, ne-am reîntâlnit la o nouă misiune de drumuri spirituale. Vineri am intrat în al treilea capitol al Patericului Cel Mare, cel dedicat străpungerii inimii, și, întâi de toate, am vorbit de cele pe care, iată, spre învățătură, ni le pune înainte Avantonie. În primul rând, ne îndemna să avem tot timpul frica de Dumnezeu înaintea ochilor, să priveghem și să ne gândim la judecata cea de apoi. Astfel, trăind, avea Antonie, iată, inima tot timpul străpunsă. Să vedem ce spune Ava Arsenie ziceau despre el, despre avarsenie. Că tot timpul vieții lui, șezând pentru lucrul său de mână, avea la piept un ștergar pentru lacrimile care îi curgeau din ochi, atunci când lucra cele pe care avea să le săvârșească. Ați, a, tot, ați, au, ați, tot, auzit a, această sintagmă, lucrul mâinilor. Îndelănicirea, cea cu care se ocupa fiecare. Unul împletea coșuri, coșuri altul făcea fesuri, altul, cine știe ce, alte lucruri trebuie trebuincioase împlinea, fie obștii din care făcea parte, fie din când în când duceau rodul muncilor la târg, îl vindeau și așa și procurau cele necesare vieții lor în chilie, în chinovie. Ei, lucrând, iată Arsenie avea tot timpul un ștergar la piept pentru a șterge lacrimile. Arăta, se arăta în acest mod, iată de către cei care au menționat acest lucru despre Sine, că El, Avarsenie, avea deja străpungerea inimii, plângea, plângea neîncetat pentru păcatele lui, pentru păcatele lumii, pentru întreaga lume pe care iată, o încuibărise în inima sa. Înfrântă. Această plângere este specifică omului care iubește și căruia îi pasă. Iată, putem să înțelegem din acest lucru că și noi cam așa ar trebui să fim: să iubim și să ne pese. Un frate l-a întrebat pe Ava Amun, zicând: Spune-mi cuvânt. A zis bătrânul: Mergi făgândul tău așa cum îl fac răufăcătorii care sunt în închisoare, căci aceia întreabă mereu pe oameni unde este stăpânitorul și când vine și de așteptare plâng. La fel și monahul și călugarul, și creștinul este dator să-i aminte totdeauna la sufletul său zicând Vai mie, cum mă voi înfățișa la scaunul de judecată a lui Hristos și cum mă voi apăra în fața lui? Dacă te străduiești așa mereu, poți să te mântuiești. Este acest cuvânt, iată, aparent, pentru mântuire. Da? De asta și cerut acel frate, Avei Amun, cuvântul. Iată concluzia finală. Dacă vei face așa, te vei mântui. Dar iată, a fost așezat în capitolul despre înfrângerea, străpungerea inimii, pentru că astfel este inima celui de model dat de avamun, cel închis, răufăcătorul, cel care a făcut rele și care așteaptă pe stăpânitorul, pe judecătorul cu înfrigurare, conștient, conștient fiind de păcatele lui, de aceea are înfrigurare. De aceea, perspectiva judecății, el care se știe un vinovat, îl sperie, îi dă această stare de umilință permanentă. La fel și noi suntem îndemnați, iată, să petrecem întreaga viață cu gândul la judecată, cu gândul că n-am fost drepți înaintea lui. Și starea aceasta este una care e menită să zdăruiască acest mar dare al străpungerii inimii. Mă văd totuși nevoit să fac o mică precizare pentru faptul că dacă nu suntem foarte tari în credință, starea aceasta poate, poate să destabilizeze și cum? Într-adevăr, auzim că este vorba de călugări, că pentru călugări este cuvântul. Călugărul, cu siguranță, a ajuns să aleagă această formă de viață pentru o credință puternică în Isus Hristos, Domnul nostru. Și atunci, cu siguranță, din această puternică credință, nu se va destabiliza, va ști că, spovedindu-se. Căindu-se și ne mai repetând păcatul, păcatele mărturisite sunt șterse. De ele nu vei mai fi judecat. Și atunci, de ce să mai avem străpungerea inimii? Pentru a menține starea de adâncă smerenie, pentru că în adânca smerenie ce ți-o dă străpungerea inimii, vine harul de la Dumnezeu. E asta este o modalitate de lucrare rafinată a lăuntrului nostru. Dacă n-am fi conștienți de faptul că totuși bun, blând este Domnul și că ne va ierta, că ne-a dăruit deja iertare de păcate prin mâna duhovnicului nostru, ne-a trimis cumva până la judecată pe cât un avocat, să spunem, al apărării, care ne dă totuși în, în credințarea că milostiv și blând ne va fi totuși nou, noi cunoscându-ne starea de nevrednicie, rămânem în această stare cu nădejdea nestrămutată că, că ne va ierta. Sentința finală o va da totuși în favoarea noastră. Asta pentru, și pentru cuvântul duhovnicului, avocatul de serviciu, să spunem așa. Dacă n-am avea această conștiință a faptului că avem păcatele dezlegate, iertate, pronunțată acest, pronunțat acest lucru, această. Acest verdict de, de, de către duhovnic, am luat-o urât de tot departe de Dumnezeu. Ne-am îndepărtat foarte mult. Așa se întâmplă cu oamenii care nu au credință și petrec tot timpul cu nesiguranță. Există o stare furată pe care o constatăm ca duhovnici la fiii noștri, cei duhovnicești. Dar oare mai iertat pe mine Dumnezeu pentru păcatul ăsta, părinte? Negreșit te-a iertat. Pentru că ți-ai cerut iertare, pentru că ai mărturisit sincer, pentru că ți-a părut rău, pentru că te-ai hotărât să nu mai faci și nu l-ai mai făcut, nu l-ai mai repetat. Păi au trecut zeci de ani de atunci. Da, el este iertat. Noi nu uităm. Și asta e minunat. Nu uităm de unde am plecat. De aceea toți sfinții au stare de smerenie. Se văd pe ei adâncul păcatului. Și de asta prețuiesc iertarea pe care au primit-o și știu, nădăjduiesc nestrămutat că vor fi iertați. Aici este marea, marea diferență pe care o face nădejdea credința, nădejdea și dragostea în Dumnezeu, cele trei mari virtuți teologice pe care trebuie să le avem cu toții creștinii și nu ne lasă furați atunci când dobândim darul inimii celei înfrânte, celei străpunse, să ajungem în deznădejde. Așadar, ne aducem aminte de păcate, avem iată motiv pentru care să ne considerăm oameni cu dar nemeritat primit de la Dumnezeu. Acela al iertării celor pe care noi le știm cu siguranță. Însă fără deznădejde, cu toată nădejdea înainte. A zis iarăși Stând în chilie, adună mintea, adu-ți aminte de ziua morții, vezi atunci moartea trupului, înțelege nenorocirea, primește durerea, o sândește deșertăciunea din lumea aceasta. Ia seama la îngăduință și la râvnă, ca să poți pentru totdeauna să rămâi în aceeași bunăvoire spre liniștire și să nu slăbești din acestea. Ia minte și de starea cea din iad. Gândește-te cum sunt oare acolo sufletele, în ce prea mare tăcere sau în ce prea înfricoșătoare suspine, în ce frică mare și zbucium, și în ce așteptare, având să primească durerea cea fără de încetare, lacrima sufletească cea nemărginită. Vedem, iubiți credincioși, cum suntem, iată, atenționați la acest echilibru dintre îngăduință și râvnă ele trebuie să fie în echilibru. Nu trebuie să fie mai multă râvnă decât îngăduință. Sau mai multă îngăduință decât râvnă. Adică să nădăjdești că uh, va fi îngăduitor cu tine Dumnezeu și atunci nu mai râvnă. Pentru că te duci în lene și te demolești duhovnicești. Și râvna dusă la extrem, fără de în gândul la îngăduința lui Dumnezeu, riscă să te ducă în deznădejde. Dar și de ziua învierii și a arătării în fața lui Dumnezeu, aduți aminte, închepuiește judecata aceea înfricoșătoare. Aduți în mintea ta rușinea care îi așteaptă pe păcătoși în fața Lui Dumnezeu și a Hristosului Său, a îngerilor, a arhanghelilor și a tuturor oamenilor. Sfârșit despre care ne vorbește Hristos Domnul și în Evanghelia lui Matei, capitolul 25. Închipuiește-ți toate chinurile iadului, focul cel veșnic, viermele cel neadormit, Tartarul, Abisul Întunecat, locul cel mai adânc din Iad. Întunericul, și mai presus de toate scrâșnirea dinților, fricile și chinurile. Tot acest tablou sinistru, înfricoșător, tulburător, este un tablou neplăcut, dar care creează ceva plăcut în minte și în suflet. Ce poate să. ce produce, vedem în țările civilizate, frica. Cele mai, știu eu, apreciate țări, pentru civilizația lor ridicată, au niște legi usturătoare atât pentru participanții la trafic, cât și pentru conduita civică a omului. Dacă nu respecti codul rutier, ești aspru, aspru pedepsit. Dacă ești prins că ai aruncat mizerie pe drum, în parc, oriunde, făcând o paranteză și punându-ți la îndemână tot timpul coșului, menținându-se astfel curățenia și tu, dacă ataci curățenia, ești pedepsit. A fost cineva în Japonia și a venit și povestea cu multă uluire câtă civilizație s-a ajuns acolo cu respectul disciplina cele create de legi foarte foarte aspre iată cum în Japonia în Germania în Norvegia în Suedia în Franța mergând creștinul nostru se întoarce doar cu o impresie plăcută, dar nu se gândește cum și de ce s-a ajuns acolo. Dacă se gândește, încearcă, Doamne ajută, să facă și acasă. Marele câștig ar fi că România, deși nu are legi extrem de aspre, se va transforma într-o țară civilizată. Iată, cu gândul nu doar la amendă sau la închisoare, ci cu gândul la Hristos. Cu gândul la Hristos, Domnul, căruia nu vrei să-i greșești. Și dacă nu vrei să-i greșești lui Hristos, nu vrei să-i greșești nici aproape lui, pentru că Hristos, Domnul ne-a spus, întrucât ați făcut unul ca aceștia pe amicei mei, se referă la bine, de fapt, la faptele de militrupești. Mie mi-ați făcut întrucât nu ați făcut una dacă aceștia, nici mie nu mi-ați făcut. Binele. Putem să parafrazăm răul. Dacă am făcut rău oamenilor, am făcut rău și l-am supărat pe Dumnezeu. Dacă am făcut bine, Hristos îl primește ca și când l-am fi făcut lui însuși. Și uite așa, cu gândul la judecată, la acest tablou sinistru, omul fiindu-i frică de judecată și de o sânda veșnică, se îndreaptă pe sine. Am văzut, am auzit povestind o situație de mare prețuire a, a cuiva. Am a urmărit un film și în acel film se prezenta o civilizație atât cât se putea, perfectă sau cu ceva mai bună decât cea în care locuim de regulă. O civilizație în care bunul simț, curtoazia, respectul, bunul simț erau valori de la care nu aveai cu niciun chip voie să abdici. Trebuia să te comporți tot timpul bărbat fiind ca un gentleman, doamnă fiind ca o lady. Și cam plăcea această atmosferă. Era una, iată, cumva școlită. Îngredită. De reguli. De... În scrisuri, citite, asumate și puse în practică. Anarhia. Da, îți fuge mintea către limbă. Cuprinde România. Nu. Cuprinde lumea întreagă. Pentru că nu doar că lipsesc reguli sau că nu sunt puse în... Nu-l primim pe Hristos este suficient. Dacă îl ai pe Hristos, vei fi un om frumos. Vei reuși să trăiești bine cu oamenii lângă tine. Da. Gândul la judecătorul cel drept nu-ți dă dreptul, nu-ți dă voie să fii altfel decât om cu inimă înfrântă, om care nu vrea să-L supere pe Dumnezeu, pe aproapele și de aici multe lucruri bune. Omul iubitor de Hristos nu poate să fie leneș, nu poate să înșele, nu vrea răugul cuiva, este harnic, se străduiește, muncește cu sârg, cu bucurie face tot ce are de împlinit. Și uite, așa se perfecționează, se perfectează, și ascendentă fiind conduita lui, ascendentă va fi și starea nației. Da. Nici deci nu mai știu unde am rămas, m-am luat valul. Aduți însă aminte, în minte de, și bunătățile care așteaptă pe cei drepți. Nu? Îndrăzneala cea către Dumnezeu Tatăl și către Hristos, către îngeri, arhangeli, puteri și toate cetele cerești, împărăția și darul acesteia, bucuria și desfătarea. Iată, o motivație în plus spre a fi în bună rânduială. Dacă greșești, primești. Dacă nu greșești, primești. Oricum primești. Depinde ce vrei. Cele rele sau cele bune. Depinde ce înfăptuim. Amintirea fiecăruia dintre acesteia, acestea, acestea Adu -o în sinea ta și pentru judecata păcătoșilor suspină, plângi, îmbracă-te în tânguire, temete de gândul ca nu cumva și tu să fii printre ei. Iar pentru bunătățile ce îi așteaptă pe cei drepți, bucură-te și te veselește și te desfată și străduiește-te să te bucuri împreună cu aceștia și să te înstrăinezi de aceea. Ia minte, deci, fie că te afli în chilia ta, fie undeva afară, să nu-ți fugă aceasta din minte, să nu părăsești acest cuget ca prin acestea să scapi de gândurile cele vătămătoare. Tot timpul să ai în minte judecata și dorința de a te număra cu cei binecuvântați și nu cu cei blestemați. a zis Ava Aio, că era cineva pe nume Apollo, la schit, cioban de la țară, care văzând pe câmp o femeie, având în pântece, a fost lucrat de diavol și a zis Vreau să văd cum stă pruncul în pântecele ei și spintecându-i pântecele a văzut pruncul. Și îndată a bătut inima lui și fiind străpuns, a venit aschit și a descoperit părinții tot ce făcuse. A auzit pe aceea cântând, zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani, și ce este mai mult de a, decât a, aceștia, o și durere. Psalmul 89. Și a zis lor: Sunt de 40 de ani și nu am făcut nicio rugăciune. De acum, dacă voi trăi alți 40 de ani, nu voi înceta să mă rog lui Dumnezeu să-mi păcatele. Nici lucrul de mână nu făcea ci se ruga mereu zicând, eu am păcătuit ca om, tu ca Dumnezeu, iartă-mă. Și s-a făcut lui această rugăciune spre silință zi și noapte. Era un frate care stătea cu el și l-auzea zicând, te-am mâniat, Doamne, iartă-mă, ca să am puțină odihnă. Și s-a făcut lui înștiințare că i-a iertat Dumnezeu toate păcatele lui și pe acela păcatul cu femeia, dar despre prunc nu a primit înștiințare. Și a zis lui unul dintre bătrâni că și păcatul cu copilul ți-l a iertat Dumnezeu, dar te lasă să suferi pentru acesta, pentru că este. Spre folosul sufletului tău. De unde știa bătrânul că și acel păcat i-a fost iertat? Pentru că s-a spovedit și astfel a fost iertat. Însă. El nu avea pace în lăuntrul său. Era tulburat. Pe semne pentru uciderea femeii, a fost iertat, a simțit pace, a simțit în inima sa absolvirea acelui păcat. Însă pentru prung nu, nu simțea. Și aceasta i-a lăsat-o Dumnezeu ca să-i întrețină starea de smerenie de căință iubitorul de oameni așa face a fost întrebat Ava Pimen de către un frate zicând mă tulbur, tulbură gândurile mele și nu mă lasă să mă, gând, să mă îngrijesc de păcatele mele ce mă face să iau seama la lipsurile fratelui meu. I-a zis Ava Pimen despre Ava Dioscur, că era în plângând pentru sine, iar ucenicul său era în altă chilie. Deci s-a dus ucenicul acestuia în chilia bătrânului și aflându-l pe acesta plângând, i-a zis, Părinte, de ce plângi? I-a zis lui, păcatele mele, fiule. A zis fratele, nu ai păcate, părinte. I-a zis lui bătrânul, adevărat, dacă aș lăsa să se vadă păcatele mele, nu ar ajunge alți trei sau patru să plângă împreună cu mine pentru acestea. A zis, deci, Ava Piment. Așa este omul care s-a cunoscut pe sine însuși. Plânge neîncetat. Cu conștiința iertării. A zis, Ava, evagrie, amintește-ți mereu de judecata cea veșnică și nu uita de plecarea ta și nu va fi păcat în sufletul tău. Te gândești că vei pleca repede, astăzi sau mâine. Și nu ți-ai rezolvat toate problemele. Aduți aminte mereu de judecata cea veșnică și nu uita de plecarea ta din lumea aceasta. Astfel, fiind ocupată în mintea, nu mai are timp când să se gândească la păcat. Dar pentru aceasta, minte a trebuit tot timpul să se gândească la acest lucru. A zis Availie: Eu de trei lucruri mă tem. Când sufletul meu va ieși din trup, când voi întâlni pe Dumnezeu și când va ieși hotărârea. Împotriva mea. Trei lucruri. Ieșirea din trup, întâlnirea cu Dumnezeu și hotărârea. Verdictul. E starea de care, iată, am aflat mai devreme că trebuie să o avem. Te gândești la verdict, la ce va spune la final totuși judecătorul. Trei lucruri. Ieșirea din trup, întâlnirea cu Dumnezeu și verdictul. Dar, într-adevăr, toate sunt legate de momentul morții. Însă, ultimul, verdictul, este mai cu seamă cel de la finalul veacurilor. A zis Ava Isaia că cel ce trăiește în liniștire este dator să aibă frică, frica în întâlnirii cu Dumnezeu, mergând înaintea respirației lui. Cel ce este în isihie, cel care trăiește în liniștire, este dator să aibă frica întâlnirii cu Dumnezeu. Mai mult decât însă și respirația. Căci atâta timp cât păcatul îi înduplecă inima, încă nu i s-a făcut frică de Dumnezeu și este departe de mina lui Dumnezeu. Încă inima noastră mai fuge către, către, către vreun păcat. Încă suntem departe. Zicea Ava Petru, ucenicul Avei Isaia. L-am cercetat pe Ava pe când era în boală și l-am aflat suferind foarte. Văzându-mă întristat, mi-a zis care osteneală este aceea care așteaptă o dihnă. Deci pe mine nu mă stăpânește frica acelui ceas întunecat, când voi fi aruncat de la fața lui Dumnezeu și nu va fi nimeni care să mă ascultă și nici o odihnei. Iată câtă profunzime care este o care așteaptă o odihnă. Deci pe mine mă stăpânește frica acelui ceas întunecat când voi fi aruncat de la fața lui Dumnezeu și va fi, nu va fi nimeni care să mă asculte și nici nădejdea odihnei. Mult face acest gând. Vedem că se face referire la ceasul judecății și în canonul pe care îl săvârșește creștinul înainte de împărtășanie, în canonul de pocăință, în multe alte rugăciuni care în urma săvârșirii lor vedem că dobândim pentru împlinirea acelor canoane, acelor rugăciuni, dobândim o stare de mângâiere de ușurare a inimii, a minții. Asta spun toți cei care se aceste canonele de rugăciune. A zis iarăși altă dată, plecând el, l-a găsit în multă slăbiciune și văzând el tristețea inimii mele, mi-a zis că numai apropiindu-mă de moarte, printr-o astfel de slăbiciune voi putea să-mi aduc aminte de ceasul acela amar, pentru că sănătatea trupului nu are folosul pomenirii morții. Corect. Căci trupul cere sănătate, ca să fugă de Dumnezeu. Copacului care este udat în fiecare zi, este cu putință să îi se, se usuce rădăcina și să nu facă roade. Din cauza prea multei hidratări a Pământului. Și ca să înțelegem, reiau puțin. A zis iarăși altădată, plecând către el, l-am găsit în multă slăbiciune. Văzând el tristețea inimii mele, mi-a zis că numai apropiindu-mă de moarte printr-o astfel de slăbiciune, voi putea să-mi duc aminte de acela cu amar. Pentru că sănătatea trupului nu are folosul pomenirii morții. Foarte clar. Căci trupul cere Sănătate ca să fugă de Dumnezeu. Vreau sănătate ca să fac orice altceva. Nu cele pe lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de o, de o doamnă din toate punctele de vedere, care la un moment dat, înaintând în vârstă, într-o zi, a constatat ea care se știa pe sine sănătoasă, că în dimineața aceea n-a mai putut face mătănii, a început neputința, o durea în mijlocul și un picior. Îi părea rău că nu mai era sănătoasă pentru că nu mai putea să împlinească acest lucru, să stea în genunchi la rugăciune să facă mătănii. Era necăjită tare. Stai cum poți și roagă Și Dumnezeu îți va da înapoi sănătate. Dar cum să stau? Că mi-e rușine să stau pe scaun, sau cum să stau? Că nu pot să stau în picioare, dar păi în genunchi. Stai cum poți cu trupul. Ai grijă cum stai cu sufletul. Și Dumnezeu îți va asculta rugăciunea. A zis Ava Petru. L-am întrebat. Pe acesta spunând ce este frica lui Dumnezeu. Și mi-a zis că omul care se lasă înduplecat de cineva nefiind Dumnezeu de față, acela nu are în el frica lui Dumnezeu. Păi, cam așa este. Nu trebuie să ne lăsăm înduplecați de nimeni. Aici este clar că spre păcat nimeni cu nimic nu trebuie să aibă forță asupra noastră, că te și dăm de altfel, spre a ne îndupleca la vreun păcat. Dacă ne îndeamnă cineva către păcat, noi, pentru că avem frică de Dumnezeu, nu acceptăm și, din contră, poate, cu rugăciune și iubire, cu iertare și răbdare, Hristos lucrează și îl întoarce și pe acela. Zicea iarăși despre împărtășanie. Vai mie că, în timp ce mă împărtășesc, împreună cu vrăjmașii lui Dumnezeu sunt. Care este împărtășirea pe care o am cu El? Avem o notă de subsol. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 6. Dacă ziceam că aveam împărtășire cu El, umblam în întuneric. Mințim și nu săvârșim adevărul. Da. Căci. Așadar, spre osânda mea și spre mustrare mă împărtășesc. Asta în condițiile în care întuneric este mintea și sufletul nostru. Deci aceasta spune cuvântul Sfintelor Scripturi. Deci, dacă sunt Sfânt, nu, am putere, nu au putere vrăjmașii să-mi facă ceva. Fiți Sfinți, precum și Tatăl vostru, cel din cerul Sfânt este. Avem acest îndemn de la. De la Biserică, și de la Sfânta Scriptură. Însă, Biserica Trupului lui Hristos este rânduită de acesta, capul ei, ca noi să lucrăm spre mântuire și spre dobândirea stării de sfințenie, precum cea a Tatălui. Însă, pentru asta trebuie să ne asumăm. Să ne asumăm statutul de fi cei care avem frică pentru că știm că l-am supărat pe Tatăl cel Ceresc care este și judecătorul nostru. Avem această dacă vreți, dublă calitate de fi dar și de o pentru păcate. Tatăl este judecătorul care ne trimite nouă avocat. Însă Depinde și de legătura pe care o am cu avocatul, care avocat mă poate salva sau, după situație, depinde de mine ce vreau, atunci poate întrerupe relația și mă poate osândi. Avem mare nevoie de duhovnici, avem imens de mare nevoie de ei pentru că. Ei ne, ne reînfiază, dacă vreți, Tatălui ceresc. Ne redau statutul de fi, chiar dacă cândva o sândiți pentru risipirea noastră. Asta a fost istorie. Dar măcar să fim într-o bucuria veșnică și în bucurie duhovnicească aici care creează pe cea veșnică. Spunea Vaisaia, vai mie, vai mie, că nu m-am luptat să mă mântuiesc pe mine însumi. Vai mie, vai mie, că nu m-am luptat să mă curățesc pe mine însumi, ca să mă învrednicesc de întoarcerea către mine a Dumnezeului Milei. E un mod de a zice, nu s-a întors Dumnezeu cu fața de la noi, noi am întors spatele Lui. Vai mie, vai mie, că nu m-am luptat să biruiesc războaile cu vrăjmașii tăi spre a împărăți tu peste mine. Iată, practic, scopul nostru. Robi, stăpân, om, Hristos, osândit, judecător. Ajutat de preot, de duhovnic, de prorocul de moment, să spunem așa. A zis iarăși, vai mie, că mă înconjoară numele tău și eu slujesc vrăjmașilor tăi. Vai mie, vai mie, că fac cele ce o sândesc pe Dumnezeu, de aceea nu mă vindecă o serie de tânguiri vedem la Ava Isaia. Ava Isaia se tânguia iar noi suntem departe. Măcar să învățăm din aceste cuvinte ale Ava Isaia stară de adâncă căință pe care trebuie să o avem de lumea aceasta în lumea aceasta pentru păcatele noastre și astfel din tânguirea aceasta adâncă, ne vom îndrepta ne mai făcând păcat, ne mai supărând pe judecător, reprimindu-mă pe mine Tatăl și cine știe poate, pacea cu sinele, pacea cu aproapele și pacea cu Dumnezeu. Dar pentru aceasta ne trebuie o inimă străpunsă, ce ne este dată de gândul la judecat să luăm aminte să ne fie de folos Doamne ajută iubiți credincioși